Precum am anunțat, venim cu informații de ultimă oră privind desfășurarea referendumului republican constituțional și alegerilor prezidențiale în secțiile de votare, atât din țară cât și cele de peste hotare. Pe ansamblu, procesul de votare se desfășoară în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră, precum vedeți, în secțiile de votare s-au prezentat pentru a-și exercita dreptul de vot peste 207.000 de alegători, ceea ce reprezintă peste 7,5%. Analizând datele de la scrutinul prezidențial din 2020, atestăm o participare similară. În turul întâi de scrutin, până la această oră, au votat circa 200.000 de alegători sau 7,1%. Cea mai activă circumscripție electorală este Dondușeni. Aici, până la această oră, s-au prezentat la urnele de vot peste 2.600 de alegători. În municipiul Chișinău au votat peste 7,5% dintre alegători. În municipiile Bălți și în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia avem o participare de 6,5%. Deci, în secțiile de votare organizate în afara țării, au votat până la această oră 16.300 de alegători. În urmă cu o oră, au fost deschise și secțiile de votare din Marea Britanie, Irlanda și Portugalia, iar în următoarele ore urmează să se deschidă secțiile de votare din Statele Unite ale Americii și Canada. În spațiul online atestăm informații despre procesul de vot la cele două secții de votare din Moscova. Precizăm că acestea au fost asigurate cu numărul maxim de buletine de vot, câte 5.000 de buletine pentru fiecare tip de scrutin. Și cu această ocazie amintim că motivul principal pentru care au fost organizate doar două secții de votare în Federația Rusă a fost riscul major pentru securitatea atât a alegătorilor cât și a funcționarilor electorale. În cazul statelor cu mai multe secții de vot, vă amintim că puteți afla care sunt cele trei mai apropiate secții de votare de locul unde vă aflați, accesând aplicația diaspora.check.md. Pentru că de această dată avem un proces complex cu două scrutine, datele statistice privind prezența la vot vor fi reflectate în felul următor. În regim online, pe platforma dedicată, avem informația în timp real despre alegătorii care s-au prezentat la secția de votare. Cât privește participarea alegătorilor la referendum, vom anunța separat aceste date în baza informațiilor pe care le colectăm de la colegii noștri din teritoriu. Doar că cifrele reflectă situația de acum o oră. Astfel, pentru situația la ora 9, la referendum, au participat 72.364 de alegători, ceea ce reprezintă 2,66% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Cât privește procesul electoral organizat pentru alegătorii din cele 30 de secții de votare, constituite pentru cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului, vă aducem la cunoștință că până la această oră aici au votat 2.300 de alegători. Ținem să amintim că persoanele care nu pot ajunge la secțiile de votare din motive de sănătate, dizabilitate sau alte circumstanțe obiective pot solicita urna mobilă. Cererile respective pot fi adresate biroului electoral al secției de votare până la ora 14, fiind însoțite de un certificat medical. La fel, este important să amintim că Agenția Servicii Publice, prin subdiviziunile sale teritoriale, activează astăzi și programul de lucru este de la ora 7 până la ora 21,
Astfel, cetățenii se pot adresa pentru a primi buletine de identitate provizorii sau buletinile pe care le-au solicitat anterior. Am fost sesizați că în unele secții de votare din străinătate sunt prezente persoane ce dețin acte neconforme pentru a fi înregistrate în calitate de reprezentanți ai competitorilor electorali. Deci noi menționăm că, potrivit rigorilor regulamentului, este descrisă care e procedura pentru depunerea unor acte și înregistrarea corespunzătoare. Și la fel amintim că la operațiunile electorale sunt în drept să participe alegătorii, funcționarii electorali, reprezentanții concurenților electorali, ai participanților la referendum, observatorii și mass media, aceștia fiind înregistrați potrivit regulilor care sunt descrise în regulamentele adoptate de către Comisia Electorală Centrală. Inspectoratul General de Poliție, prin intermediul subdiviziunilor din subordine, asigură măsurile de ordine și securitate publică, de depistare și documentare a încălcărilor electorale, în scopul asigurării desfășurării în bune condiții a alegerilor de astăzi. Conform informațiilor operative de până la această oră, CEC a fost informată despre 6 cazuri de încălcări sau incidente. Dintre acestea, un caz ține de un presupus act de corupere a alegătorilor, un caz de fotografiere a buletinului de vot și alte 4 incidente. Toate cazurile se examinează de către Inspectoratul General de Poliție. Și spre final, reiterăm îndemnul să ieșim la vot, să ne exprimăm opțiunea cu încredere și să arătăm angajamentul nostru față de viitorul nostru comun. Vă mulțumim pentru atenție și reamintim că următorul briefing va fi la ora 13. Vă urăm o zi bună!